Bun găsit, stimațele spectatori. Noi deja am început să zâmbim înainte să intrăm în direct, pentru că până la urmă aceasta este menirea și acestei emisiuni. Pe lângă faptul de a dumneavoastră să primiți tot ceea ce înseamnă informații, imagini despre viața anumitor persoane, personalități din Târgu Mureș și din județul Mureș, să ne mai descrețim și frunțile. Alături de mine se află astăzi Titi Cheteleș. Bună seara, bine ai venit, Titi. Bună seara, bine v-am găsit. Hai să dăm și mâna, dacă putem. Eu nu pot să mă duc de aici, că mă apeși cineva pe scaun cu ceva și trebuie să rămân aici. Mi-a zis Alin că dacă mă mut e bai. Ce faci? Ai fost astăzi la sală? Da, la sala de mese. Nu? Cade și la sala de mese de 3 ori, 4 ori. Da. Tu mănânci ca un culturist adevărat, de care ai fost. E programat, e cam de sună ceasul. De-mi sună ceasul aici. Pac, pac, băi, picior, du-te, mâncă. Deci toate ți-s reglate. E foarte bine reglat ceea ce trebuie să... Titi, pe Titi îl cunoașteți, nu mai trebuie să vi-l prezint încă o dată. Este antrenor de fitness și mai mult decât atât este un prieten al Târgu Mureșenilor. Cu toate că merge de 4 ori la masă, dar măcar masa respectivă este produsă chiar de el, nu? Titi, ca să zic așa, cum îți merge la sală? Bine, ok, ne descurcăm. Gașca a rămas la fel? Okay. N-a mai fost de cam mult. Știu că am zis că o să facem câteva materiale la tine, dar din păcate n-am avut Sunteți timp. Sunteți bineveniți când vreți, oricând. Băieți, fete, toată lumea muncește? Toată lumea lucrează. Ne-am înnoit un pic, am schimbat o oglindă mare, așa facem câte ceva. Apropo de schimbat oglindă, vedeți și cu acei 2%. Ce vreau să-ți spun, Titi, așa pentru început, pentru cei care încă nu știu povestea ta. Tu de câți ani te ocupi de ceea ce te ocupi tu? De fitness, de sport, de viață, până la urmă? Păi, dacă o iau așa, cam din clasa 7-a. Știi? Acum o paranteză. Întotdeauna dacă întrebi un cântăresc de când ai început să cânti, o să zic, păi m-am născut cu microfonul în mână. Deci tu din clasa 7-a. Cam din clasa 7-a am cochetat cu culturismul. Nu pot să zic că de atunci fac antrenament. Dar de atunci mi-a plăcut foarte mult să fac sportul ăsta. Și... Dar cum? Ai ajuns? Ai văzut pe cineva? Era un vecin al meu care făcea chiar în partea de început la Metalotehnica, cândva, când era s-a înființat Metalotehnica secția de culturism. El făcea acolo? El făcea acolo, fiind copilaș, îmi plăcea, ce bine arată Ovidiu, extraordinar, fete, cu cărămizile. Fete. Sau încă nu era prea devreme de fete. El avea fete, noi eram copilași. Încă. Voi aspirați la avea fete. Aspiram ca să fim așa ca el, ca să avem aspirator de fete. Dar pe atunci nu erau cu Ferrari, cu mașini de nu, de nu, sport. Nu, nici Dacia nu prea avea oricine. N-avea succes băiatul dacă avea o Dacia. Băi, el nu avea Dacia, dar avea succes, da. Dar zic așa, în general, dacă aveai o Dacia, deja te puteai considera un aspirator. Erai un fel de Ferrari. Bun, l-ai văzut pe omul acesta. Da, și am început să facem acolo într-o vacanță de vară. Ne-am apucat să facem. Și am zis, cred că asta ar fi să fac eu. Mi-ar place să fac. Și ai început antrenamentul propriu-zis. Dar nu pot să zic că a fost legat. La 20 de ani am apucat ca lumea. Deci acum 32 de ani. A trecut timpul. Știi că am zis, vorbit un banc înainte da, de... Da, la vremea trece. Să ne oprim aici. Vremea trece, atât pentru români cât și pentru maghiari. Exact. Pentru cei care nu știu încă bancul. La 20 de ani tu ai făcut culturism de performanță. Ai făcut și pentru sănătate, dar tu ai fost și campion. Da, am făcut performanță. Nu pot să zic că am excelat. Eu să fiu marele campion național, marele campion european. Ai medalii, dar am ai medalii rezultate. Sunt. Am fost în primii 3 din țară. Deci vicecampion am fost. Dar asta a fost pasiunea mea, plăcerea mea și cred că pentru asta sunt setat. Tu ce tip de antrenament făceai când erai, să nu zic, când erai tânăr, că și acum ești tânăr, când erai de 20 de ani, când tu consider că erai acolo în vârful formei și ardeai tot așa cum trebuie? Aveai un... Mare schimbare n-am făcut în antrenamentul meu. Tot timpul m-am axat pe exercițiile libere, pe exerciții de bază. Foarte puțin m-am dus pe aparate de
aparatele astea care au apărut de ultima oră cu tot felul de cabluri și de scripeți și de... Ceva mai hardcore. Hardcore, exact. Păi, acum, ce că a apărut un tip de antrenament nou. Hai să vedem, să vedem cum... Hai să vedem despre ce e vorba. Hai să vedem materialul, dragul meu, și să discutăm pe urmă cu Titi despre ceea ce se întâmplă acolo. Este mortal. Oamenii ăștia nici nu știu cum să folosească aparatul. Pe ți-aș face masaj. Nu știu ce e exerciția la zonă. Îi luăm pe rând? Puteți să-i luăm pe rând, hai să discutăm de la ce ar trebui să facă și ce fac ei. Hai să știți, stimați telespectatori, care este ideea. În orice lucru de râs e și de plâns. Da. Vedem în paralel acest antrenament pe ecran și discutăm alături de Titi cum nu ar trebui să faci un astfel de antrenament. Deci, din punctul tău de vedere, aparatele sunt în sală și trebuie folosite ca atare. Da, și aparatele astea noi sunt făcute destul de sofisticat. Aici e o presă, el face invers. În loc să stea pe scaun, face cu capul în jos. Asta, la ce? Aici face triceps, dar nu știu ce face, ce exersează, pentru ce se pregătește. Și aici e iarăși... Și omul ar trebui să facă abdomen, după cum îl văd eu, aparatul ăla, dar el face masaj la lombari. Cât riști și la ce riscuri te supui dacă încerci să faci pe grozavul sau pur și simplu dacă nu întrebi un specialist și vrei să pari mai important decât ești tu cu adevărat? Păi să faci o accidentare, o întindere, o ruptură musculară, deci poți să faci o accidentare fără nicio discuție. Și bineînțeles îl pui într-un pericol pe omul a cui ei sala, pentru că ăla după aia răspunde. Omul ăsta poate să cadă în cap acum. Deci trebuie să vă gândiți la asta, dragii mei. Totdeauna e comic, dar în același timp dramatic. Și din punctul tău de vedere și din punctul meu de vedere, ar trebui ca cei care sunt în sală să le spună celorlalți care fac așa și să-i sfătuiască, nu? Exact. De multe ori pățesc că vin în sală începători și la mine, după cum știi și tu și mulți care au trecut, încep cu un fel de abecedar, cu un fel de educație fizică. Mulți vin în sală și vor să fie dintr-una cu un super sofisticat antrenament super sofisticat și atunci se apucă să facă cu aparatele la care eu nu i-am arătat încă să facă. De-aia nu-i arăt, că el încă nu a ajuns în postura aia să facă acolo. Și atunci, când l-am văzut, automat, nu că îl iau, mă, eu ți-am arătat să faci cu aparat, nu faci corect, nu faci bine, fă programul care ți l-am arătat eu. E foarte important acest lucru. Păstrăm aceeași latură. Un alt tip de antrenament, am căutat să găsim câteva filmulețe sugestive. E de râs. Deci de multe ori te trezești în fața calculatorului și râzi. Sau ți s-a întâmplat să mergi în sală la tine sau altundeva și să vezi pe cineva că faci un exercițiu și pur și simplu să-ți vină să râzi. Eu dacă se întâmplă la mine în sală, nu prea îmi vine să râd, că s-ar putea să facă omul la ceva și o să răspunde ce face. Așa este, ai dreptate. Hai să vedem cum se mai antrenează lumea și cum încearcă să fie grozavi. Dezastru. Dezastru rațional. El, dacă îi cad greutății, discurile de pe bară și unul e cineva lângă el, automat eu spart capul. Asta celălalt... a spus și Titi acum, e vorba de pericol, nu? Vorba de pericol. Pericol pentru el, pericol pentru ceilalți care nu sunt atenți și se trezesc cu o bară în cap sau cu un disc în cap. Celălalt care făcea la presă invers și făcea pe parte, dacă am putea să vedem un pic. O să vedem. Deci pe lombari, ridicat din lombari și cu coloana vertebrală îndoită, acolo e garantat accident. Tu când ai început la 20 de ani, spuneai să fii cel mai în formă ca prietenul tău, ai discutat despre tipul de antrenament și zici că îți plăcea antrenamentul hardcore.
De ce ai preferat acest tip de antrenament? În detrimentul, nu știu, unui antrenament specific fitness-ului. Atunci, la început, nu se făcea, nu știam atâtea variante care sunt acum, atâtea exerciții, atâtea aparate care au apărut. Erau exercițiile de bază, cu greutăți și cu haltere și gantere, și aveam niște bănci. Și, de fapt, dacă o iau așa aproape, că și acum păstrăm și la noi în sală, pare, antrenamentul tradițional. Care, de multe ori, care dă rezultate foarte bune. Tu câți campioni ai? O grămadă de campioni au plecat, așa, număr mare. Sunt destui. Foarte. Și de la fete, băieți? De fete, băieți, vreo 20 și ceva de campion național, vreo 30 de argint, 20 de bronz. Care au medalii trecut de bronz la mondiale, medalii de bronz la Balcaniadă, de argint la europene. Deci care au trecut și s-au antrenat în acel stil. S-au antrenat în acel stil, da. Au făcut în general exercițiile de bază. Alea sunt exercițiile care dau randamentul cel mai bun. Bun, trecând acum puțin la începuturile tale, cum te-ai orientat către cariera de antrenor și când te-ai orientat către cariera de antrenor? Îți mai amintești? Cariera de antrenor, dacă o iau așa, era cam tot așa când era Nadia Comăneci de luat medaliile de aur la Olimpiada de la Montreal. Cam acolo am zis, mă, aia mi-ar place să fac. Să te faci antrenor. Să mă fac antrenor. Să învăț, să văd oamenii că îi modelez eu și să fac copii cam, să facă sport. Tu ai început cum? Uite, știi de ce te întreb asta? E foarte greu să începi un business. Pentru tine oricum nu e business ce faci, afacere. Este un mod de viață, cred că. Noi am mai discutat treaba asta. Dar să aduni gantere cu ganteră, să aduni aparat cu aparat, să-ți găsești spațiu, să-ți găsești autorizație, să-ți găsești toate lucrurile astea. Mă gândesc că pentru un tânăr a fost destul de greu și mai ales în perioada respectivă. Poate acum e și mai greu, dacă stau să mă gândesc bine. Nu, deci ca să-mi fac sala am făcut-o doar după Revoluție. Deci după ce a fost, după 92-93, s-a desfințat sala de la Ira și era pe postul, în poziția de a o arunca la fierbec și am zis postului meu antrenor, postul meu maestru, ne-a sfuriat clasă că o-i face eu ceva cu ea și o folosi eu. Acum ne-a sfuriat că m-am întâlnit cu el, a zis, bă, de așa cu un lacrimi, nu-mi pare rău că am dat tot ce am dat și ți le-am dat ție pe mână. Au ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Foarte frumos. Și așa a fost. După aceea am făcut școala de antrenor prin 95, după aceea mi-am făcut și facultatea de sport, după aceea toate au venit așa din hobby și au ajuns până la urmă la meserie. Foarte frumos. De la hobby la meserie și mai ales când faci ceea ce îți place, cred că e foarte important. Este extraordinar. Să mergi să pornești de acasă, să te duci, să zici, mă, acum mă întâlnesc cu... Pornind de dimineața de la prima oră până seara la 7, mă întâlnesc cu toți băieții și fetele la mine în sală, știi bine cum se întâmplă, și cu fiecare am o anumită discuție, o anumită chestie plăcută cu care să ne întâlnim și să discutăm și să facem antrenamentul, să punem la punct anumite lucruri. Și o chestie foarte plăcută. Trecem la materiale. Vreau să te întreb, de ce crezi că strigă culturiștii sau, mă rog, cei care ridică greutăți mari? Eu am văzut, scuză-mă că te întreb, oricum vreau să le spun telespectatorilor că imaginile acelea pe care le văd, să nu încerce să le facă ei pe acasă sau în vreo sală din Târgu Mureș, sunt imagini cu așa nu, deci cu titulatura aceasta. Și doar pentru amuzamentul dumneavoastră. Deci nu încercați sau nu trimiteți pe adresa noastră cu ce ați făcut voi acasă, că dar nu trebuie să le tratați ca atare, ca un pamflet. Revenind la strică, dacă mergi în sală, la o împingere pentru piept și dacă sunt 15 persoane, fiecare face altfel. Exact. Unul suflă mai puternic, unul urlă, unul... Care-i explicația? Ca și la tenis, vedeți că și în tenis, dacă o luăm, că e partea care o vede toată lumea, o vede la televizor. Când lovește sportivul sau sportiva cu racheta, are o forță și prin urletul ăla, își dezvoltă o forță mai mare. Așa se întâmplă și la artele marțiale.
Și la... Bine, la box cred că nu au voie să urle, că așa e regulamentul. Dar da. Îți ai o forță mai mare, având... Ai, fiecare își imprimă ceva psihic prin chestia asta, hignitul ăsta sau urletul ăsta, am forță mai mare. Ne pregătim, vedem un material, după care ajungem și la materialul cu strigăt și vedem cum se pregătește o altă persoană. Ăsta e tare. Trebuie să se pregătește de dar. Deci eu când l-am văzut ăsta primul, primul, hai că acum nu se accidentează primul, dacă în primele caluri, dar nu știu ce copse. Ce făcea și dacă cu cât ce rapiditate avea, da, în mișcare. Dar exercițiul, după cum l-am văzut, după ce mișcare face, avea eficiență. Și mare, deci foarte mare accidentă nu putea să facă, dar era ceva anormal pentru... Da, despre cel pe bandă care dansează acolo. Ăla pe bandă, văd că avea abilitate destul de bună să se miște după cât de bine se mișca și tare de tot era. Hai să mai vedem o dată, să-și deslujească Titi despre ce exerciții este vorba. Și ăsta e... Exercițiul cu ăla care îl trag la... Da, ia, fă-l. Da, destul de plinuț cel de-al doilea, cât de bine se mișcă. Ca o foarte agil. Bun, revenind la ce ți-am spus cu strigătul. Nu întotdeauna, dacă strigi, poți să și ridici respectiva greutate. Bineînțeles, unii poate și mai... Să dau bravează, mare. Da. Da, bravează, să dau mare urlă ca dracu și de fapt el e... Hai să vedem primul material. Uman. Ce? Acum știi care e? Ăsta e tare, ostomul, cred că nici jumătate de greutatea nu putea să facă îndreptare. Și rupt era. Cât șoldurile erau într-o parte, era bunca în valuri, era săracul. Ce crezi că se întâmplă după? Păi după cum l-am văzut și cum că îi stătea coloana și cum era cu picioarele, cu tot, cred că s-a rupt în două. Hai să vedem ce se întâmplă, dragii mei. Na, mai fain, au căzut pe spate. Dragii mei, publicitate, ne întoarcem imediat. Miasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Ai auzit noutățile? Echipa E-Light stă la dispoziția ta cu cele mai profesionale produse și cu cele mai eficiente sfaturi care te vor convinge de profesionalismul întregii echipe. Într-o atmosferă armonioasă, prietenoasă și relaxantă, echipa de profesioniști din cadrul salonului de înfrumusețare, estetică și remodelare corporală E-Light este pregătită să vină în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră, oferind consiliere individuală și soluții personalizate.
Un salon intim, elegant, care vă pune în valoare calitățile naturale prin servicii profesionale de hair styling, manicură și pedicură, make-up, cosmetică, întreținere și remodelare corporală, LPG, ultrasunete, biostimulare, radiofrecvență, capsulă cu infraroșu, bronzare profesională cu tuburi chocolate brown. E-Light, un nume de rezonanță în domeniu. Vă așteptăm pe strada Brăila numărul 2 sau la telefon 0734 287 008. A revenit alături de Titi Chetele și de maestrii ai sportului de pe YouTube. O discuție care păstrează aceste limite serioase, dar care încearcă prin aspectul comic să vă lămurească să nu faceți niște lucruri. A rămas la strigăci și ziceai că dacă strigi ar putea fi bine, dar nu totdeauna înseamnă că poți să ridici multe greutăți. Am văzut ultima. Și să nu-ți pui mai multe greutăți decât crezi că poți duce. La nici jumate din cât era acolo, cred că nu ne putea ridica să facă îndreptarea. Așa, cred deci eu. După cum am văzut cât era cu ciopățit la mai fel. E ceva din experiența unor persoane. Am observat că atunci când intră o fată în sală, nouă să zicem, toți băieții vor să ridice mai multe greutăți și să facă la piept cu 100 dacă înainte făceau cu 80. Chestia care le-o zic eu, bă, când apar fetele, bă, se ridică nivelul de testosteron și de-aia faceți antrenamentul mai bine. O glumă. E, bravează, nu? Fiecare, bă, ce, cât să arate, cât de bun e el și cât de bine poate să facă antrenament și cât de bine arată, normal. Deci tu treci așa, dacă treci o fată și sunt 20 de băieți, fiecare parcă face mai repede, da, fiecare... Da, și mai tare se poate oglindi în oglindă, bă, cât de bine, sau își dă jos tricou, sau își dă jos mai eu. Ce părere ai despre banda aceea de alergat? Aia ce făcea băiatul sau banda? Banda aceea, nu aceea, da. În general vorbind. Bună, banda e bună, e foarte bună. Bine să fie o bandă de alergat profesională și bine pusă la punct ca să nu ai probleme. Sunt diferite mărci de benzi de alergat și care sunt adevărate și bune, care să-ți preia șocul pe genunchi sau... Sunt bune, pentru că puțini au timp ca să alerge în natură și atunci preferă ca să intre într-o sală și să alerge pe bandă. Bun, ce le recomand celor care alerg pe această bandă? Pentru că de multe ori îți prinzi degetele acolo, vezi beculețe, butonașe, viteze. Normal că ăla are un calculator. Deci are un computer acolo care totul îi dirijează, cât să urce pe deal sau să îi se încline banda. Să o ia încet, fiecare pas cu pas, că dacă o bagi dintr-una pe un nu știu ce viteză. Am avut și eu exemple la mine când am avut sus în sală niște ore la studenți și una din studente și-a dat-o pe prea mare viteză și am văzut o fiș pe perete. Apropo de prea mare viteză, să nu dați viteză că pățiți ca domnul. Mai mult decât atât, să aveți grijă când urcați pe bandă să vă închideți bine la pantaloni. Haideți să vedem. Nu. Rămas fără mea, dragi. Asta micu a fost tare. Care a fost mai tare, ăla micu sau? Ăla micu a fost tare, că ăla săracu, nu știu, nu l-am văzut bine, mai tu îți dai seama ce rușine a fost că o șters-o din sală în contextul că o rămas fără nădragi. Bine, de ce să nu mai vină? Ce poți să o pățești? Numai și el a vrut să se braveze cât de tare e el. Omul. Hai să nu mai vedem o dată, că a fost prea tare. Cât de bine aleargă. Fugi, fugi! Run for it, știi cum era filmul? Trebuie să ai grijă și la echipament, nu? Nu doar la... Păi da, dacă ai niște pantaloni care s-agață acolo în bandă și calci pe ei. Care e moda asta cu pantaloni? Am văzut că foarte mulți... contrar, și nu neapărat moda, regula, contrar celor cerute de fete,
nu se îmbracă, nu e bine să se îmbrace la sală în tecomulat și mai larg, un training, un ceva, mi-a explicat odată cu vascularizarea, cu... Păi... Iar că de jur la sală nu te duci în tricouri mulate și cu Jäger pe tine. Sau poți să mergi și așa? Poți să mergi și așa, că, dar trebuie să-ți fie neapărat să ai un echipament care să fie foarte, foarte lejer, ca să poți să faci mișcările. Nici să fie foarte larg. Lejer ca la băiatul. Deci, nu așa. El avea niște pantaloni care erau foarte largi și cred că după, la ultimii pași o călca chiar pe ei. Și să fie exact pentru ce trebuie să și ce antrenament, ce gen de antrenament abordezi. Exact, pe dacă ai niște pantaloni de largi, nu te bagi pe banda de alergat. Da, să-i calci, să calci, să calci. Să rămâi în fundul gol pe acolo. Da, dacă se întâmplă pe la Sălile Mureșene, să ne spuneți și noi. Și nouă. Revenim la acel strigăt. Am auzit persoane care strigă, dar am auzit și alte persoane care scot tot felul de sunete. Hai să vedem o asemenea persoană. Stai rău, băi. Asta, omul ăsta se lupta cu ce era. Era ceva, un balaur, ceva pe el și s-o mai mulță și el așa se simte bine. Și mergea bine antrenamentul, probabil. Numai că partenerii de antrenament, dacă face omul așa, nu știu cum să simt. Hai să mai vedem o dată. Ai văzut filmul ăla, vânătoarea de cerbi. Da. Boncăne. Deci, da. Dragii mei, aveți grijă și cu sunetele, nu? Mai ales dacă mergeți la o sală frecventată atât de băieți cât și de fete. S-ar putea să aveți surprize, să vă fugărească careva. Bine, luați de pușcă și poate să facă unul antrenament și să fie lângă el și să-și scape ceva pe el, în contextul că face ca omul ăsta. Deci aveți grijă și cu asta. Puterea exemplului, despre puterea exemplului. Tu ne poți vorbi cel mai bine, cred că, despre puterea exemplului. Întotdeauna ai fost omul care la sala și a antrenat. În sensul adevărat al cuvântului. Adică te pui lângă om, faci cu el. Nu stai neapărat... Deci tu te antrenezi și acum. Asta vreau să subliniez. Cât, da. cât de importantă este această putere a exemplului? Foarte importantă. Un antrenor ca... Deci antrenorii de culturism și antrenorii de karate, pe ăștia i-am văzut... Deci eu ce am văzut cel mai mult? Ăștia sunt antrenorii care își băgați cei mai mult din toți colegii mei și toți prietenii mei care au avut contact cu ei și i-am văzut. Ei încă, nu numai că profesează ca și antrenori, dar și sunt sportivi. Și normal că un antrenor de karate, să zicem, care stă în față și faceți procedeul X și nu-l face el, și să-l facă ca la corect. Școală, la sport, cu profesorul de sport, dacă e unul mare și care stă pe bancă, da. Sau unul care aleargă cu tine. Exact. Profesorul de sport și antrenorul de sport trebuie să fie un exemplu. Că are un sportiv mai bun decât el, asta datorită faptului că a trecut o anumită, are el o anumită vârstă, sau îi arată mai bine, sau e mai puternic decât el. Dar el trebuie să știe să facă toate procedele sau exercițiile, să știe să le facă corect. Și să le arate că le face corect. Mergem acum la celălalt aspect. Tu ești la sală, ești începător, să zicem. Sau nu ești neapărat atât de avansat ca un coleg de-al tău. Și îl vezi pe unul că face dita mai schema sau ridică nu știu câte greutăți. Ce nu trebuie să faci? Asta e greșeala cea mai mare. Începătorul automat pică în panta aia. Băi, să fac imediat ca el. Tot așa îi cert. Adică le spun, nu trebuie să ai timp să ajungi acolo. Am o vorbă. Ai grijă, mă băiete, că mușchii nu se pun cu șpac. Deci trebuie trecut prin anumite tipuri de antrenament și un anumit timp
să ajungi să faci. Foarte puțini oameni au deprinderi să facă un exercițiu. Eu când vin și intră în sală, am văzut câțiva oameni chiar care nu au făcut niciodată antrenament, că au deprinderi să facă. Dar și ei trebuie să facă cu greutăți ușoare, să ajungă până când ajung să facă exercițiile cu greutăți foarte mari. Cu alte cuvinte, să știi cât să te întinzi, nu? Da, cât îți ține plapuma. Da, sunt persoane și persoane. Oricum, puterea exemplului o putem vedea în următorul material, tot așa, cu latura cealaltă, așa să nu faceți. Haideți să vedem materialul. Poate a fost prea scurt. Îl mai punem o dată. Băiatul face bine ce face. Deci este face profesionistul bine care e pe bar. Haideți să mai vedem o dată. Nu e ușor, nu? Ce face? Foarte greu. Bun, acum vreau să... E un acrobat la urmă urme. Vreau să mai dați o dată și vreau să vă să urmăriți persoana din stânga, băiatul în albastru. Ce face? Se uită, se gândește, privește cu admirație cumva, nu? Da, dar el crede că el poate să facă și ce... Sigur, garantat. El crede că poate să facă și el ce face ăla. Și ce crezi că face? Păi bag o trântă bună. Deci crezi că se apucă și se duce și el acolo? Eu așa mă gândesc. După cât de aspru e... Hai să-l vedem acum, de data aceasta, ce băiatul acela în albastru, ce a făcut și ce a ieșit. Bun. Gata, deja am dat seama. Bun. Deci nici măcar nu a făcut balansul. Da, să se învârte, să facă o rotație. De 30-60 de grade să se prindă înapoi de bară. Ce crezi că l-a împins să facă mișcarea? El era în spațiul lui. El a crezut că el e... Gata, eu o scap și ăla și pot să fac. Hai să-l mai vedem o dată. Mai ales că e și, să zic așa, e un pic mai plinus. E un pic mai plinus. El nu putea să facă o tracțiune după cum am văzut. Când zici, când începi să rovești după ce se face imaginea. Și după ultimul băiat ăla nu putea să facă după mine nici tracțiune, să-și ridice greutatea corporală a lui. Da, să facă balans și să se arunce în aer, să facă o întorcere de 360 de grade. Cât de important este antrenamentul brațelor pentru tine și încălzirea? Încălzirea este foarte, foarte importantă și antrenamentul brațelor este important. Dar bun, ce e importantă încălzirea? De la încălzire, din cauza încălzirii poți să devină, să survină. Dacă nu faci. Dacă nu faci, foarte multe accidentări. Deci, în primul rând, întinderi, rupturi. Cam cât timp ar trebui alocat? Deci, o încălzire ca lumea se face în jur la 15-20 de minute. Și aici recomanzi sportivilor să se axeze pe toate grupele musculare, indiferent că, nu știu, în ziua respectivă face piept, umăr, picioare, sau să se concentreze pe grupa respectivă mai mult? Deci toate grupele musculare care le antrenează în ziua aia trebuie încălzite. Asta e fără nicio discuție. Dar am avut băieți în sală care își fac o încălzire cam... Am avut unul singur care știu că își făcea încălzirea dumnezeiască. Cam 20 de minute și aproape toate grupele musculare le încălzea. Da, nu e cazul băiatului pe care o să-l vedeți în materialul următor sau poate este un alt tip de încălzire, îl comentăm alături de Titi. E negru. În spate, e. L-ai văzut bine? Mai dăm o dată. L-am văzut foarte bine. Ăla nu făcea, ăla repeta niște procedee de box, după cum, și greutățile foarte mari. Erau foarte mari. Nu, nici profesioniștii la box nu fac cu așa greutăți. Deci, cu alte cuvinte, exagera... Exagera să arate sau... cât de mare e, cât de bun e el. Iarăși, a brava, nu? Da. Câte modalități de încălzire există? Cu gantere, fără gantere, alergare, poți să faci absolut... Tot felul de orice încălzire știu sportivii și oamenii. Deci ideea e să-ți miște faci încălzire. Sângele. Exact. Bun. Ai zis că riști foarte multe lucruri, inclusiv luxații, rupturi musculare.
Așa, ca o idee, să-i speriem pe oameni. După ruptură musculară, ești cam ruptură musculară, avem sportiv în România extraordinar de bun. Fenomenal. De locul întâi la toate campionatele naționale vine pregătit din cauza unei rupturi musculare la piept și îmi pare rău că regulamentul nostru de arbitraj ne impune să-l depunctăm destul de drastic. Foarte drastic. Deci nu i-a foarte rar ieșit campion național. A ieșit o singură dată campion național de 6 ani de când îi și totdeauna a venit foarte bine pregătit pentru că erau ceilalți foarte, foarte slabi. O ruptură musculară la piept, se secționează pieptul și se face o gaură mare. La biceps se poate rupe bicepsul, se face scurt sau... A, deci nu e, ce spui tu ca să înțeleagă lumea, nu e un lucru ce se simte doar la interior, este vizibil și vizibil, ca și estetic vorbind. Da, nu doar la interior, ce dureri are la ruptura musculară fenomenale. Dar și după refacere? Și după refacere, bine, dar... Mai ești, cum se zice, om din acel moment. Păi ești om, nu mai ai toate mișcările cum trebuie să le ai și în plus partea estetică, dacă ești culturist, nu mai ești întreg. Da, cu mingea aceea de fitness... Multe persoane fac acasă cu mingea, altele... La partea aia nu mă pricep, n-am văzut parte de pilates și alte mișcări. Deci nu e domeniul tău. Nu e domeniul meu, nu am făcut, nu am pregătire. Nu cred că e domeniul nici băiatului. Hai să vedem primul material. Mai vedem o dată primul material. Deci eu mă aruncă mingea... Face o flotare și ce ar trebui să urmeze? Păi să o prindă, dar nu știu ce face. Hai să vedem ce face. Bun, de data asta mingea a fost ușoară. Un alt exemplu cum nu trebuie să faceți. Dacă nu vă pricepeți, lăsați-i pe profesioniști. Bine, probabil omul se antrena ca să ajungă până... Am văzut un exercițiu în asta pe Facebook, pe YouTube, cred că, unde sportiv făcea flotarea și cumva sărea cu picioarele în sus și prindea mingea între picioare. Păi nu e așa, până la urmă, o tragedie, că mingea e ușoară. Da. Dacă faci cu o minge medicinală o treabă de asta, te joci prin sală... O minge medicinală de vreo 2 kg, dacă îți vine după gât, poate să-ți rupă gâtul. Deci cu asta, atenție. Revin puțin pentru că, știi cum e, lumea la început a vrut să arate bine, sau a fost moda asta, dar toată lumea a vrut să arate bine fără să meargă la sală. Nu știu dacă ai sesizat treaba asta. Bine. Și să facă sport acasă. Au fost și prin magazine, gantere, bară din aia de, știi, pus la tocul la ușă ca să faci tracțiuni, inclusiv banda aceea de alergat. Persoana și-a luat o bandă și a vrut să arate tuturor cât de profesionistă este pe bandă. Hai să vedem. Ei, nu e banda, dar sunt mai multe cercuri. Mai vedem o dată. Asta e de tentă, foarte mult. Reușește da. Să sară până acolo. E un exercițiu care se practică și acasă. Și persoana iarăși a văzut că e un pic mai plinuță. Mm-hmm. Ce vrei să zici? Alias discurile de haltere. Așa. Foarte mulți halterofili au de o detentă foarte mare. Datorită faptului eterului trenului inferiorului foarte puternic. Eu știu, am avut colegi la ASEA care sărea un metru, sărea pe masa de un metru. Asta de la ce vine? De la presă? De la antrenamentul picioarelor? De la antrenamentul picioarelor. Uh-huh. Și au detenta foarte puternică. Tipul de acolo și el văd că are detentă bună, nu știu ce se mai întâmplă. Deci, odată i-a ieșit. Acum știi povestea aia cu ulciorul. Nu duci de multe ori la... Hai să vedem dacă îl duce sau nu îl duce. Niciun baie, mai fă. Cum e? Exercițiul este mama învățăturii. Da, exercițiul este mama învățăturii. Din fericire, nimeni nu s-a rănit. Dar nu-i cred că e prima oară când a căzut omul. Nu? Eu cred că de mai multe ori a căzut. Păi se vede că era obișnuit și s-a ridicat repede. Da, sigur. Publicitate, dragii mei, rămâneți alături de noi, continuăm discuția.
Casaverde.ro, cel mai verde magazin online, vă așteaptă mereu cu cele mai bune promoții la plante de interior și exterior, plante pentru grădină, terasă sau balconul dumneavoastră. Livrare rapidă în toată țara, 24 din 24 pentru comenzi online. Ca să fii printre românii care se fac auziți, de la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea. Faringosept, acum disponibil și cu aromă de scorțișoară Mentor Rom. Revenit, dragii mei, titichetele și alături de mine, discutăm de toate, dar în special despre fitness și, evident, așa cum vedeți și pe ecran, altfel. Titi, ești adeptul unui antrenament acasă sau le recomanzi oamenilor să vină la sală? Le recomand oamenilor să vină la sală. Pentru că acasă foarte puțini oameni sunt care să facă antrenament și să se țină de el. Că completezi sala cu că ai acasă aparate și faci antrenament, asta sau că alergi sau... dar foarte, foarte puțini sunt care să aibă săli și să le folosească cum sunt cei care merg în sală. Și plus că gândește-te, la sală, cel puțin din punctul meu de vedere, e în regulă, pentru că știi că discutam noi, tu mi-ai zis, băi, Titus, dacă eu am o problemă, dar o absurditate. Și mă duc, nu știu, nu pot să-mi explice nimeni. Și mă duc la sală și întreb, bă, cum se scoate sâmbulă din cireașă fără să faci tăietură? Este cineva care știe. Așa e. Sunt o grămadă de lucruri care le poți... Și dacă mai sunt și oameni care îți pregătiți într-o sală și care, cum am eu, o grămadă de sportivi de performanță. Și ai intrat în sala aia, garantat dacă te duci în sala aia, nu numai a mea, nu zic eu de a mea, deci o grămadă de sări la Gusti sau la... Până la urmă, voi sunteți o familie acolo. Dar fără discuții, la Enjoy, la... Bine, nu le mai zicem acum pe nume, că pe urmă știi cum vin ăștia ce ne au și ne iau. Deci care îs? Oricare sală la care... E ca idee, general. E vorba de o sală și de o familie de acolo. Deci unde te duci și... intri, fuzionezi cu oamenii la urma urmei și înveți foarte multe lucruri și faci antrenamentul adevărat. Ce părere ai despre persoanele care primesc cadouri ce țin de fitness, de modeling? Ai auzit? Bine, le dă cadou și cadoul l-ai pus în debara și cu asta basta. Sau poți să faci o demonstrație în fața întregii familii, nu? Exact. Hai să vedem. Demonstrație în fața întregii familii. Oh, man! Stai tare! Frumos cadou! Bun, băi, omul a primit, nu? Da. Părinții au fost, frați sau cine au făcut, i-au adus o bandă adevărată, în adevăratul sens al cuvântului, întreagă. Întreagă, mai departe ce s-a întâmplat? Nu știu pe ce buton să apese. Tot s-a apăsat pe ultimul buton. Toate. Nu, pe ultimul buton. Ăla care l-a luat dită. Nu. Nu apăsați pe ultimul buton. Ia uite. Dar vreau să comentez puțin. Că eu se racunul să lasă nici cum. Mișcare, da? Dar să ne începe bine, da? Și acum ce se întâmplă, știi? Și-o călcat pe nădragi. Nu, sau o călcat pe nădragi lui ăla la altul, știi? Că da. O rămas fără ei. Bun, se prinde. Săracul își caută punct de sprijin. Dar se prinde de bara aia din stânga. Știi, pe urmă bara din stânga coboară. În general, benzile adevărate au o siguranță care se smulge când te duci în spate și se opresc automat. Asta fiind o bandă... Hai să mai vedem o dată. O bandă, bandă de casă. Hai să mai vedem o dată cu sonor, dacă se poate. Bun, atenție la cadouri, dragi părinți, și trimiteți-i mai bine pe copii la sală. Unde mai bine să meargă la sală decât să se accidenteze. Persoanele, bărbați, femei,
mai musculoși, mai slăbuți. Toată lumea se poate antrena ori acasă, ori la sală, dar mai bine la sală. În schimb, mai este un pericol acasă. Vrei să știi care este? Sau nu știi? Încă nu știi la ce... Când eu zic, după mine, mai este un pericol. S-ar putea să te accidentezi singur, fiind singur, care e marele pericol. Să-ți faci, dacă ai aparatură, să... Și altul, nu știu, vreau să-l vedem. Hai să vedem, prima dată. Mai vedem o dată, ca să vedem pregătirea, să se dumirească Titi. Ce muzică îi cântă la omul. Bun, deci dar de ce toți se dezbracă acasă? Sau oriunde? Știi, se dezbracă și pe urmă se apucă. Păi se vadă cum îi lucrează mușchii. Păi cum, când era nicio oglindă? Probabil avea în atelier taică-s-o acolo oglindă în care vedea cuțitele cum trebuie să le ascultă. Da, bun, hai să o luăm așa, meticulos. Vorba Ardeleanului. Știi că ăsta Ardeleanul zice la orice, no. Și poți să-l zici pe mai multe tipuri, știi? Dacă te miști, să zici no, sau să-l ameninzi pe unul, zici no, știi? Da, mere. O grămadă. Bun, ridică bara respectivă. Ce crezi că se întâmplă? Că nu-i uriașă, nu-i grea. Cred că-i zboară discurile sau așa ceva, nu? Hai să vedem. Parcă alvariu. Știi, ai văzut desenul ăla animat în căutarea lui Nemo. A plecat Nemo. Da, a spart acvariu. Săracul acum cu blidul s-a dus să strângă, strângă peștii de pe jos. După ce s-au oglindit puțin înainte. Da. Deci trebuie să avem atenție și la spațiu, nu? Dacă tot facem, măcar să facem un garaj. Da? Eu zic că dacă tot facem, să mergem la sală. Apropo de garaj. Mulți au început să se antreneze în garaje, da. Știi? Dar în garaje personale vorbesc. Da, așa-i. Și persoana aceasta, următoare, a început în garaj să se antreneze. Haideți să vedem primul material. Mai vedem o dată? Asta cred că ajunge pe bun. Dacă ghicești ce se întâmplă, acum nu zic, am vrut să zic că ridic și fac eu ca domnul respectiv. Îți dau ce vrei din studioul ăsta. Eu cred că cade undeva pe burtă, în față. Da, e o variantă. Întotdeauna, știi, materialul acesta este despre cât de bine este să ai un partener, nu? Da. E bine să ai un partener. Fără discuții. Și la exercițiul ăla, dacă toți suntem la genuflexiuni, este o ramă specială, cu siguranțe. Sau un fel de cadru care are jos o parte care unde dacă cazi cu bara, dacă virgulă cazi cu bara, ți se oprește bara acolo. Deci o sală care se respectă, dar o faci acasă, poți să pățești o pățivă aia pustă. Cazi în genunchi și mai departe? Cazi în genunchi și mai departe... Bun, apropo de partenerul de încredere, mie mi s-a părut foarte hilar filmulețul. Ce se întâmplă imediat după ce cade? Hai să vedem. Din poziția asta nu mai face nimic. E, dacă faceți treburi din astea, e bine ca mama sau tata să fie pe acasă. Poate bunii. Sau bunii, bă, bunii, cine știe ce gantere ucară prin gentuță. Totuși, bine că a fost maică-s acolo. Riscul era enorm. Ce faci din poziția? Din poziția, din genunchi, putea să arunce bara dacă se lăsa și arunca bara pe spate, că nu făcea nimic. Nu pățea nimic. Eu am văzut, îți spun sincer, când am ales aceste filmulețe, de asta nici nu le-am dat pe post. Niște exemple foarte, nu neapărat horror, dar care se puteau sau se putea ajunge la niște lucruri dramatice, de-a dreptul. Tot din bravură, tot din dorința de a arăta că ești mai puternic decât ești, mai este, sau neatenție. Mai este la împins culcat. Îi văd pe băieți că pun și îi rămân blocați. Le-am spus să nu vă faceți nicio problemă. O lași într-o parte,
toate discurile de pe partea dreaptă sau stângă în care te poți lăsa se basculează și automat bara zboară. Ce se întâmplă asta nu contează, tu trebuie să scapi și să în contextul că ești singur. Dar n-ai voie să faci antrenament singur cu greutăți foarte mari. Asta e ceea ce am vrut să spun și până la urmă în sală, nu strici pe mama că în sală nu vine, dar în sală poate să te ajute un coleg sau... Cum automat, deci eu zic, dacă cumva rămâne, că sunt, este câteodată... Sunt situații, hai să vedem ce situație ar fi asta care l-ai zis tu... În pisul culcat, genuflexiunile, dar genuflexiunile se fac în ramă și atunci rămâi blocat în ramă. Mai este presa aceea, așa acolo poți să... Sau de fapt nu. Presa că... aia nu, că aia are o siguranță. Are siguranță, da, așa este. Are o siguranță. Bine, dacă nu faci și presa verticală iarăși că aia se blochează undeva, dar la presa verticală poți să rămâi blocat sub ea, să-ți prindă picioarele game-ui. Uh-huh. Sau dacă faci ca băiatul ăla, de făcea invers la presă. Da, păi acolo era deja prostie după cum am văzut. Nu, așa ceva nu faci. Bun, sunt situații excepționale. Oricând se poate întâmpla ceva, dar când ai grijă, când ești atent, când ai un partener, când te duci și îți cunoști limitele, cred că despre asta este vorba, să știi limitele, cred că șansa este infimă să poți exact, ceva. Păi totdeauna îți dozezi antrenamentul. Am partener și accidentările se pot întâmpla și în timpul antrenamentului, chiar dacă ai încălzirea foarte bună făcută și ai o greutate foarte mare să faci o ruptură musculară. Dacă simți că ceva nu e în regulă, și aici dau un exemplu, știți, crește presiunea, tensiunea, bine, presiunea, dar și tensiunea în același timp. Automat nu mai faci antrenament. Știi senzația că... Deci nu mai faci antrenament, s-ar putea să faci un accident vascular, care e mai grav. Bun, sau simți, faci, nu știu, genoflexiuni, dau acum un exemplu că mi-a venit, și simți o mică înțepătură. Mică înțepătură și o fierbințeală. Automat, acolo s-a întâmplat o fisură, ceva. S-a rupt puțin. Da, asta e bună și încălzirea, apropo de ce. Gata, nu mai fac antrenament. Și consulți un medic sau îți faci deci o analiză? Bine, după arsura aia și înțepătură, a doua zi s-ar putea să ai o durere cruntă. Da, atunci fiind încălzit, da, nu, atunci nu ești simți încălzit neapărat. Și nu simți. E irigat foarte bine cu sânge și e ok. Da, sunt situații, dar din fericire la noi sunt destul de puține, din câte știu eu. Încă o dată trebuie să tratați acele imagini ca un pamflet, nu faceți așa, ne-am dorit să mai și zâmbim și să discutăm în același timp și despre lucruri serioase. Care ți-a plăcut cel mai mult? Tot ăla ce alerga pe bandă, ăla e tare. De... Da, o să-ți fac un cadou cu el atunci, sau o să fac o bandă, știi? Tu ce faci în zilele următoare sau în lunile următoare? Ce planuri ai? Păi acum ne pregătim pentru campionatul zonal. Avem prima dată ședința adunarea generală la federație acum la sfârșitul anului, după lunii, și după aceea urmează campionatul zonal în aprilie, care se va face aici la noi, la Mureș. Bun, unde tu ești? Nu, eu sunt prietenul meu, Sebe. El. A, am înțeles. Deci, bine, și tu ești. Succesorul, la urmă, ori băieții care vin din urmă. Da, păi bine. Și e normal să fie așa. Da, Titi. Foarte multe planuri pentru un om care întotdeauna a fost aproape de televiziunea Târgu Mureș și de mureșeni. Îți mulțumesc pentru prezența în această emisiune și că ești așa jovial și vesel ca întotdeauna. O adevărată plăcere întotdeauna să discutăm. Eu îți mulțumesc. Să string mâna, uite așa, bărbătește. Eu îți mulțumesc fiind prima emisiune de tipul ăsta și super fain. Sper să ne vedem, cu siguranță, o să ne vedem și în alte emisiuni. Dumneavoastră rămâneți alături de programele televiziunii Târgu Mureș, de știri, de toate emisiunile. Da, cam asta este. Rămâneți alături de noi și noi o să ne ocupăm ca dumneavoastră să fiți informați și să aveți toate detaliile de care aveți nevoie. La revedere! La revedere!